Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, întrunit la Catedrala Memorială a Sfântului Sava din Belgrad în 18 februarie, l-a ales pe mitropolitul Porfirie de Zagreb și Ljubljana ca cel de-al 46-lea patriarh al Serbiei. Patriarhul Porfirie este în vârstă de 59 de ani și urmează să fie intronizat oficial pentru a conduce o biserică de aproximativ 12 milioane de credincioși sârbi din Serbia, din celelalte 5 foste republici iugoslave, din Kosovo și din diaspora, din Statele Unite, Australia și Europa de vest. Mai multe despre acest eveniment vom afla de la Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și locțiitorul episcopiei Dacia Felix. Este un eveniment important care se petrece după o rânduială anume, după o rânduială socotită la ei apostolică sau o rânduială specială, care presupune atât alegerea prin vot secret dintre toți cei 39 de membri ierari ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, care se reunesc sub cupola, adică într-o biserică. De data aceasta s-a întâmplat să fie chiar la demisolul noii catedrale, Sfântul Sava din Belgrad, care încă nu este sfințită, dar este aproape de finalizare, un monument reprezentativ și foarte frumos pentru Belgrad și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Sârbă. Așadar, de dimineață, în ziua de 18 februarie, s-au adunat toți cei 39 de ierarhi în ședință de Sfânt Sinod și au ales dintre ei 3 candidați care au fost votați prin vot secret de către toți ierarhii prezenți și s-au desemnat prin jumătate plus 1 din voturile din numele propuse. Au fost mai multe nume propuse de candidați pentru a deveni patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Cei care au întrunit jumătate plus 1 din voturi dintre candidații propuși au fost desemnați cei 3 candidați pentru a fi ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, însă după aceea, după ce s-au stabilit aceste 3 numere, ele au fost așezate într-un plic, fiecare într-un plic separat și sigilate și introduse în Sfânta Evanghelie din altar, iar arhimandritul cu cea mai veche alegere dintre cel mai vechi în funcție dintre arhimandriții din Biserica Ortodoxă Sârbă, bineînțeles că dintre cele 3 plicuri a ales un nume care practic a fost citit de către președintele de ședință și care devine noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Acest lucru s-a stabilit prin statutul de funcționare al Bisericii și al Patriarhiei Sârbe în anul 1967, tocmai pentru a evita influența sau, să spunem, amestecul statului în alegerea propriu-zisă a Patriarhului Bisericii. Adică este, pe de o parte, și o alegere secretă dintre toți membrii 3, cei mai vrednici socotiți a fi aleși dintre ei Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, și este și rânduiala lui Dumnezeu prin tragere la sorți, iată, ca în vremurile apostolice, cel căruia a părut i s-a Duhului Sfânt și lui Dumnezeu, prin această alegere să fie desemnat noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, care cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că a devenit mitropolitul Porfirie Perici, care a fost până în acel moment mitropolit de Zagreb și Ljubljana, mitropolit în sârb în Croația și bineînțeles și în Slovenia din punct de vedere simbolic, pentru că și acolo există o comunitate sârbească importantă, dar sediul de desfășurare al activității până să devină mitropolit al mitropolitului Porfirie a fost în Croația. El este unul dintre ucenicii apropiați ai mitropolitului Irineu de Bașca, care a fost la rândul său candidat împreună cu episcopul Efrem de Banialu. Așadar, dintre cei 3, ucenicul mitropolitului Irineu de Bașca a fost desemnat noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Este o personalitate importantă a acestei biserici, unul dintre clericii proeminenți și intelectuali ai Bisericii și Patriarhiei Sârbe, care s-a născut în anul 1961, deci este relativ tânăr, am putea să zicem unul dintre cei mai tineri patriarhi și întâi stătători ai bisericilor ortodoxe, și care s-a născut undeva în nordul Serbiei, a urmat cursurile în localități, în școala și gimnaziu dintr-o localitate apropiată de satul său natal, după care a urmat și liceul la Novi Sad, iar ulterior a urmat studii de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena.
între anii 1986-1990, dar înainte de a pleca la studii în Atena, studii postuniversitare, studii doctorale, el a devenit și monah la mănăstirea Decani din Serbia, bineînțeles urmând această cale a slujirii monahale în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Dumnezeu i-a rânduit și această capacitate de a studia și de a învăța nu doar teologia și învățătura de credință a bisericii, ci și a face legătura între diferite popoare ortodoxe, pentru că acolo la Atena și în sânul, rândul poporului grec, am putea să spunem că este una dintre ortodoxiile reprezentative astăzi. Bineînțeles că s-a reîntors în țară, în Serbia, la chemarea bisericii sale, pentru a deveni la început stareț al mănăstirii Covil, o mănăstire foarte apropiată de Novi Sad, unde de fapt a și făcut studiile sale liceale și pe care unde a continuat această slujire în viața monahală a mitropolitului Irineu de Bacna, care a fost înaintea sa stareț al mănăstirii Covile, iar această mănăstire este foarte importantă de a preciza faptul că acolo, pe la această mănăstire, ca și stareț a trecut și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, care a fost de asemenea și ierarh la Vârșeț, în comunitatea, în cadrul comunității sârbe din vremea aceea, unde noi astăzi avem sediul Episcopiei Dacei Felix. Așadar, a fost stareț la mănăstirea Covil, după aceea, bineînțeles că el a mai devenit episcop vicar de Bașca, al aceluiași mitropolit. Între anii 2010-2011 a fost și episcop al Armatei și s-a ocupat ulterior de sectorul acesta sau de departamentul de relații între biserică și armată al Bisericii Ortodoxe Sârbe, având și această îndelenicire de a aduce prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu în rândul oastei țării, pentru că este una dintre instituțiile importante în viața fiecărei țări. De asemenea, între anii 2008 și până în 2014, el a fost desemnat și ales și președinte al radiodifuziunii sârbe, așa încât putem să spunem că a avut o formație și o implicare și o preocupare deosebită în multe domenii de activitate, fiind și vorbitor al limbilor sârbă, bineînțeles, neo-greacă, germană și rusă, bineînțeles. Așa încât putem spune că este și un poliglot și un intelectual și un patriarh tânăr, unul dintre ierarhii tineri ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, care are și relații și deschidere și cu alte biserici ortodoxe. În 2014 a fost ales mitropolit de Zagreb și Ljubljana, unde și-a desfășurat o activitate importantă și cu ajutorul lui Dumnezeu, în urmă cu 3-4 ani, când prefericitul Părinte Patriarh Daniel a dorit, la urma solicitării ambasadorului României din Zagreb, să înființeze și o parohie, o mică parohie și biserică românească acolo la Zagreb pentru românii care trăiesc în această țară. Din încredințarea prefericii sale l-am condus pe Părintele Nicolae Ceruță și l-am prezentat mitropolitului sârb, pe de o parte, pentru că este vorba de o biserică ortodoxă și el avea în jurisdicție Croația. Și cu această ocazie ne-am și întâlnit personal și a fost prima ocazie și primul dialog de a discuta cu prefericirea sa în vremea aceea mitropolit de Zagreb și Ljubljana, bineînțeles în limba neogreacă, și a fost un prim prilej de a ne cunoaște și de a vedea formația dumnealui, bineînțeles deschiderea, dar și principiile care îl călăuzesc și nădăjduim că, dincolo de tot ceea ce s-a scris despre dumnealui din punct de vedere intelectual și teologic, va avea și această înțelepciune și deschidere față de celelalte biserici ortodoxe și față de noi români ortodoxi, pentru că prefericirea sa în cuvântul de instalare a spus că este deschis față de toți, că el iubește pe toți oamenii ca și creația lui Dumnezeu, deși, bineînțeles, fiind întâi stătător și conducător al Bisericii Ortodoxe Sârbe, se va preocupa în primul rând de conducerea și de tot ceea ce înseamnă cârmuirea și îngrijirea nevoilor spirituale din punct de vedere ortodox ale poporului și ale Bisericii Ortodoxe Sârbe. Deci, pe Părintele, prezentându-l și mitropolitului de Zagreb, de Ljubljana din vremea aceea, și cardinalului romanul catolic, care a și oferit
o bisericuță unde de atunci și până în ziua de astăzi se desfășoară Sfintele Slujbe pentru mica comunitate românească din Zagreb. Aceasta a fost și ocazia de a-l cunoaște pentru prima dată pe Mitropolitul Porfirie Periș, dar despre dânsul am auzit de asemenea vorbe frumoase, știind în mod concret tineri din jurul Belgradului sau din apropiere care îl cunoșteau din vremea când era stareț al mănăstirii Covil și au păstrat până astăzi legătura cu preafericirea sa, avându-l ca și duhovnic. Așadar, înainte de a ajunge episcop și ierar și mitropolit al Bisericii Ortodoxe Sârbe, a fost și un părinte duhovnicesc, stareț și îndrumător de vieți pentru tineri și pentru credincioși ortodoxi, și de aceea cred că alegerea sa ca și patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, așa cum a spus, prin alegere secretă a celor trei candidați și prin vot secret, reprezintă nu doar voința lui Dumnezeu pentru prezent și viitor, cât și o mare bucurie pentru cei care l-au cunoscut și pentru poporul ortodox sârb în general. Își dorim de asemenea ca în cadrul acestor relații care pe viitor vor avea loc între Biserica Ortodoxă Sârbă și Biserica Ortodoxă Soră a României să existe din partea prefericirii sale și toată înțelepciunea și înțelegerea necesară, astfel încât și pentru comunitatea noastră ortodoxă românească, atât în principal din părțile voivodine, dar la fel de mult și cea din sudul Dunării, din părțile Timocului, să existe această deschidere și susținere pentru a putea ca și românii ortodoxi care trăiesc în Sârbia să poată să își desfășoare sfintele lor slujbe în limba română, în limba noastră a poporului, și bineînțeles să își păstreze și această identitate națională. În ceea ce îi privește pe românii din sudul Dunării, din câte am văzut în discuția cu preafericirea sa la vremea aceea mitropolit al Zagrebului, cred că va exista o deschidere într-un anumit punct de vedere, spunând că el ar fi de acord, deși atunci nu se punea problema, nefiind el patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, ca dintre tinerii de acolo care au această înclinație și chemare spre slujirea preoțească să vină la studii în România, să învețe teologie, apoi să reîntoarcă, dar această parte a românității din sudul Dunării, deci în viziunea preafericirii sale din vremea aceea, ar fi putut funcționa cu tineri care se formează din punct de vedere teologic la facultățile de teologie din România, dar care să funcționeze sub jurisdicția Patriarhiei Sârbe, pentru că pe teritoriul unei țări ortodoxe, din punctul lor de vedere, funcționează conducerea jurisdicțională a acelei biserici, ceilalți fiind în subordonare directă de sinodul sau de conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Dar totuși, cum noi avem, chiar dacă din punct de vedere teologic, din punct de vedere dogmatic, putem să spunem că aceste principii sunt importante și au valabilitatea lor și noi ținem cont de ele, nu doar Biserica Ortodoxă Sârbă, dar cum și în România toți sârbii ortodoxi care doresc să își păstreze credința și limba și să aparțină de această spiritualitate a Bisericii Ortodoxe Sârbe, care este, bineînțeles, o biserică ortodoxă soră cu noi, își pot desfășura acest lucru sub îndrumarea unui episcop ortodox sârb, care este preasfințitul părinte Lucian Panteliș, cu care avem relații foarte bune și care se ocupă atât de sârbii ortodoxi din Ungaria, cât și de cei din România. Credem și nădăjduim că poate într-o bună zi se va ajunge pe bază de reciprocitate și la această înțelegere, ca și toți cei doritori de a-și putea afirma și promova identitatea în limba română să-și poată desfășura activitatea lor din punct de vedere românesc în părțile Serbiei, atât în Voievodina, cât sperăm și nădăjduim și în sudul Dunării, sub jurisdicția și purtarea de grijă a Bisericii Ortodoxe Române, dar bineînțeles respectând specificul particularității și granițele teritoriale ale fiecărei țări, cum nici sârbii din România nu se vor gândi vreodată că vor aparține de Serbia, ci își desfășoară activitatea doar sub purtarea de grijă a unui ierar sârb, în speță acum preasfințitul părinte Lucian, la fel și românii ortodoxi din Serbia să-și poată desfășura activitatea în același context. Ne bucurăm și noi pentru că am avut ocazia să-l cunoaștem personal, adică și eu mă bucur de această alegere și de acest nou început pentru Biserica Ortodoxă Sârbă, pentru că este într-adevăr un ierar tânăr și cu multe calități și iubit de popor, și îi dorim din punctul nostru de vedere și al întregii biserici ortodoxe române, dar și al celorlalți ortodoxi, ca Bunul Dumnezeu să-l ajute
în această misiune spre binele și propășirea duhovnicească a poporului ortodox sârb, dar și pentru întărirea relațiilor între bisericile ortodoxe surori.